Citesc așa cum stăm pe scaune din 1 Ioan 2:12, unde Apostolul Ioan spune: vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Amin. Ceea ce vreau să conștientizăm în această seară, iubiții mei, este că suntem într-un război. Și nu e un război pentru țară, nu e un război pentru o clădire sau o bucată de pământ sau o poziție sau un pormoneu sau orice altceva. Este un război pentru sufletul tău care se dă și un război pentru sufletul meu. Iar atunci când se întâmplă un război, învin și sunt legați cu lanțuri, sunt dezarmați, li se dă mâncare când vrea cel care i-a biruit, li se dă apă când vrea cel care i-a biruit și cel mai ușor le este luată pentru totdeauna libertatea. Singurul lanț pe care tu ar trebui să-l ai și eu ar trebui să-l am este să fiu legat de Dumnezeu. Amin? Însă pentru asta trebuie să fiu dezlegat de ceea ce diavolul a reușit să pună stăpânire peste tine sau peste mine. Mesajul de astăzi este unul greu. Este unul dificil. Pentru unii va fi un tratament. Pentru alții va fi o prevenție. Și vreau să mă ocup în această seară de două din cele mai grele lanțuri. Bunicii noștri nu și-ar fi imaginat niciodată că vom predica despre asta. Însă va trebui să predic în seara aceasta despre ceea ce se numește jocuri de noroc și droguri. Și vreau să încep cu pericolul jocurilor de noroc și citesc din Marcu 15:24. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți ca să știe ce să ia fiecare. Tragerea la sorți în Biblie, în cele mai multe cazuri, n-a fost un păcat, ci a pus capăt unei certe, unei neînțelegeri. Însă algoritmii pe care i-au inventat tehnologia de astăzi și de-a lungul istoriei s-au folosit azaruri și alte lucruri, ne-au făcut să înțelegem că jocurile de noroc sunt pariurile pe bani sau ceva de valoare pe rezultatul unei șanse create artificial sau unui eveniment incert prin care premiul în bani, atenție, nu este determinat de valoare, serviciu sau bunăvoință, ci mai degrabă de șansă. Și vreau să vedem următorul slide ca să înțelegem ce creează un astfel de joc de noroc. Riscul de a-ți pierde banii creează o emoție. Nimeni nu-și pierde banii picior peste picior stând și fiind foarte bucuros de lucrul acesta. Emoția face ca în corpul nostru să se reverse adrenalina. Bătăile inimii cresc, senzația exaltantă crește, șansa de a fi aproape de câștig face ca creierul să elibereze hormonul plăcerii, dopamina, iar jucătorii continuă să joace și ciclul se repetă la nesfârșit. Iar acest lucru creează un lanț care se numește dependență. Problema este că după ce mă joc prima dată sau a doua oară sau a treia oară, nu mai sunt mulțumit de nivelul de dopamină din corpul meu. Mi se pare plictisitor să câștig 100 de lei. Chiar dacă la început am spus, dacă câștig 100, mă opresc. Și ca să măresc hormonul fericirii din corp, trebuie să măresc riscul. Și ca să măresc riscul, trebuie să măresc suma pe care o pariez. Dar înainte să intrăm în detalii, hai să ne uităm mai departe la mărturii dureroase. 3 vă citesc, deși am primit sute, iar
frații mei colegi, cu mult mai multă experiență ca și mine, sunt sigur că pot să confirme ceea ce eu vă spun. Scria cineva așa: am o patimă din cauza jocurilor de noroc. Am avut zile în care nu aveam bani de pâine cu familia din cauza mea. Din fericire, soția mea a rămas alături și m-a sprijinit. Vă rog să mă ajutați să ajung pe calea cea bună. Am pierdut tot. Bani, mașină, tot. Vă rog, ajutați-mă să-mi revin și să nu mă mai gândesc la jocuri de noroc. Ajutați-mă să fie inima în Domnul. O altă mărturie a unei fete, nu știu ce vârstă avea, 7, 18, 20 de ani, dar spunea despre fratele ei: am un frate care a fost în închisoare un an jumate și care a făcut datorii mari în urma jocurilor de noroc, pe care în parte le-a plătit și restul continuă să le plătească mama mea. În paranteză, are 58 de ani, e bolnavă cu tensiunea și cu inima. Din cauza închisorii, din cauza falimentului și din cauza acestor legături, fratele meu a divorțat de soția lui, iar copiii au fost împărțiți la tribunal. O ultimă mărturie pe care o citesc: Cristi, îți cer ajutorul într-o problemă pe care cred că o am. Ies cu prietenii mei într-o locație unde se află și jocuri de noroc și mereu cad în ispita aceasta. Nu pierd sume mari, că nu am sume mari cu mine, însă mereu ies fără niciun ban, uneori cu datorii. Prin jocuri de noroc, spunea băiatul acesta, mă refer la păcănele și la pariuri sportive. De fiecare dată merg cu gândul că nu mă voi atinge de ele, însă până la finalul serii tot cad în păcat. Câteva statistici. 1. Într-un studiu realizat de Guvernul Australiei a fost descoperit faptul că acțiunile negative ale unui singur jucător de jocuri de noroc afectează viețile a altor 5 persoane. Ați auzit vorba asta? Frate Victor, frate Nelu Filip, e viața mea, fac ce vreau cu ea! N-aveți dreptul să vă băgați în viața mea! Am auzit vorba asta. Uitați ce spun statisticile, că nu-i viața ta doar, că nu trăiești în junglă, că nu trăiești într-un copac sau într-o peșteră. Absolut fiecare acțiune pe care o faci, bună sau rea, influențează pe cei de lângă tine. 2. Efectele jocurilor de noroc și ale drogurilor împing indivizii către alte practici greșite ale vieții. Adică nu ne oprim aici. Dealer, prostituție, corupție și alte lanțuri care greu mai pot fi rupte. O altă statistică dureroasă este faptul că dintre aceștia prinși de această patimă, doar 15% caută ajutor și scăpare. Restul? Mi-e rușine, domnul pastor. Nu vreau să știe nici măcar soția mea, nici măcar părinții, dar aminte pastor. Mergem mai departe. De ce sunt rele jocurile de noroc? În primul rând, iubiții mei, sunt rele pentru că înlocuiesc etica muncii cu cea a norocului. Citesc din Isaia 65:11: dar pe voi care părăsiți pe Domnul, care uitați muntele meu cel sfânt, care puneți o masă în rocului și umpleți un pahar în cinstea sorții, vă sortesc sabie. Norocul și destinul erau zeii păgâni ai sorții, care simbolizau norocul și șansa. Și probabil că cel mai destructiv aspect al jocurilor de noroc legalizate este că îi învață în special pe tineri, pe oameni ca și voi, cu un viitor în față, la un pas de căsătorie, la un pas de a avea copii, să creadă într-o etică a norocului în loc să creadă într-o etică a muncii și a investițiilor. De fapt, jocurile de noroc modifică sistemul de valori, spunându-ți că nu mai ai nevoie să înveți pentru bac, că nu mai ai nevoie de facultate, că nu mai ai nevoie să muncești. Poți să-ți bazezi viața pe noroc, să cumperi un bilet. De fapt, reclamele spun, șansele sunt cu tine. Veneam spre conferință, la 1,5 km de sala asta scria sus și nu o să repet reclama. Dar am stat și m-am gândit, la fiecare pas ni se spune, nu mai trebuie să înveți, nu mai trebuie să muncești. Dă-i cu zarul, risca, fă ceva ca să câștigi. Ceva șocant, o să vă citesc: toți jucătorii adevărați sunt oameni cu o credință profundă. Ei au o credință. Altfel nu ar exista niciun motiv să pariez.
Punctul crucial este că credința lor nu este într-un Dumnezeu personal care ordonează universul conform voinței sale, ci mai degrabă într-o forță impersonală întâmplătoare, care îl face pe om să aibă noroc în timp ce altul lângă el își pierde casa, mașina, familia, totul. Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi, nu există șansă din punct de vedere biblic. Efeseni 1:11 spune, în El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea celuia care face totul după sfatul voii sale. De fapt, dați-mi voie să subliniez mai accentuat, viziunea biblică asupra muncii nu oferă loc pentru practicarea jocurilor de noroc. Mă așteptam să spun Exod 20:9, 6 zile să lucrezi, o zi bagă la pariuri, pentru că dacă în ziua aia ai succes, 6 zile o să ai o viață confortabilă și nu mai trebuie să muncești. Biblia însă spune că trebuie să lucrăm. Iubiții mei, nu am cunoscut niciun jucător de noroc care să fie și harnic. Din păcate, tinerii care sprinși de aceste lucruri, și nu doar tinerii, își petrec timpul în lenevie, în stare de ebrietate, în somn sau în a corupe noi victime. Dați-mi voie să spun ceva despre muncă foarte important. Pentru că acest mesaj poate să spui, băi, mai bine nu veneam, dacă era de droguri și de jocuri de noroc, mai bine nu veneam. O să vezi că ascultând acest mesaj înveți foarte multe lucruri care au legătură cu aceste lucruri. Munca are 3 dimensiuni valoroase. Prima dimensiune, valoarea funcțională. Munca este esențială, fiind înrădăcinată în necesitate. Apoi munca mai are o valoare divină, este legată de creativitate, reflectând dimensiunea sa spirituală. Apoi munca mai are o valoare de demnitate, ea contribuie la respectul de sine și la demnitatea individului. Scriptura ne spune clar că trebuie să lucrăm pentru noi înșine. Am ajuns într-o familie care ne-au sunat și au zis, vrem să ne ajutați, sunteți asociație care faceți bine, miros de cer și vrem să ne ajutați. Și când am ajuns în familia aia, erau 2 părinți, 2 sau 3 copii și am întrebat de ce nu munciți. Noi ajutăm bolnavii, dar nu leneșii, ajutăm săracii, dar nu sănătoși. Și au zis, am pus înaintea Domnului la un vas de lucru și Domnul a spus să nu muncim. Vedeți de ce insistăm ca și frați slujitori să cunoaștem Biblia? Ne-a părut rău de motorina aia care am consumat-o până acolo dus întors, de timpul pierdut cu ei. De ce? Pentru că, iubiții mei, Biblia mea spune așa și Biblia dumneavoastră spune, 2 Tesaloniceni 3:10, cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce, 1 Timotei 5:8, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. 2. De ce jocurile de noroc sunt rele? Pentru că înlocuiesc câștigul cinstit cu furtul. Banii pe care îi câștigă cineva la jocurile de noroc nu sunt veniți de la vânzarea unor servicii sau de la prestarea unei munci. Ei sunt veniți de la ceilalți care au pus acești bani. Câștigurile câtorva sunt finanțate de pierderile celor mai mulți. Iar Efeseni 4:28 spune ceva extraordinar. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă ce să dea celui lipsit. Și acum câteva persoane din sală vor spune, frate Cristi, nu cu voce tare, ci în gândul lor, e adevărat. E adevărat că e furt, e adevărat că se pierd sume mari, dar eu știu persoane care au câștigat. Eu nu voi pierde, eu nu voi fura, eu voi merge și voi câștiga. Hai să ne uităm la câteva exemple, pentru că vreau să subliniez un aspect important. Banii aceștia nu sunt binecuvântați. Andrei B., dați-mi voie să protejez identitatea, un bărbat care a câștigat în 2019 un premiu de 4,7 milioane de euro la loterie, a murit în 2020. Problemele de sănătate au devenit mai mari după ce a avut succesul acesta. Dumitru T. a câștigat în 1997 o sumă colosală, $130.000. După 2 ani, bărbatul a făcut infarct și a murit. Gheorghe C. a câștigat 340.000 de lei, o sumă colosală în vremea aceea la 5 din 40 și a luat o mașină germană, a murit într-un accident provocat chiar de el. Constantin, fost șef al Camerei de Comerț Iași, a murit în 2014, chiar în ziua în care împlinea 60 de ani. Doar cu câteva zile înainte a ghicit 4 numere la 5 din 40 și a câștigat
8.000 de euro. El n-a mai apucat să-și ridice premiul pentru că a făcut un stop cardiac. Iubiții mei, experții spun că cei care cred că mai mulți bani înseamnă rezolvarea problemelor lor sau înseamnă cheia spre succes, indiferent de domeniu, oamenii aceștia ajung în faliment. 3. De ce jocurile de noroc sunt rele? Pentru că în al treilea rând, iubiții mei, înlocuiesc speranța cu disperarea. Baza jocurilor de noroc este disperarea. Disperarea de a avea o casă ca și vecinul meu. Disperarea de a avea o mașină ca și ăla care a venit din Anglia și face 3.000 de lei pe săptămână și eu fac 3.000 de lei pe lună. Și-s disperat. Pentru că încă am concepția postmodernistă, concepția lumii, că valoarea stă în ceea ce ai, ce afișezi, când Dumnezeu spune că valoarea stă în ceea ce ești. Și oamenii sunt disperați și caută o ieșire. Și totuși Biblia ne învață ceva extraordinar, că speranța mea în momentul când sunt disperat se găsește în unde? Într-o persoană, iar acea persoană este Iisus Hristos! Aleluia! Nu jocuri de noroc, nu pariuri sportive, nu 7 din 49. Roman 15:4 spune că tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem speranță, să avem nădejde. Iubiții mei, mulți oameni n-au nevoie de Dumnezeu pentru că încearcă să-și rezolve ei disperările. Cei care joacă la jocurile de noroc o fac pentru că au puțină sau aproape deloc încredere în Dumnezeu. Proverbe 10:22, pentru cei cărora vă place educația financiară, spune Biblia, din perspectiva Bibliei, binecuvântarea Domnului îmbogățește și El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Mai subliniez un aspect. Dumnezeu nu operează prin noroc și nu se așteaptă a copiii săi să opereze prin noroc. Trebuie să trăim prin providența Lui, cu speranța sigură în El și nu în promisiunile false ale jocurilor de noroc. 4. De ce jocurile de noroc sunt rele? Pentru că înlocuiesc mulțumirea cu lăcomia. Ce înseamnă lăcomie? Dorință necumpătată de câștig, de avere, aviditate. Nimeni nu poate să nu recunoască că jocurile de noroc au și o formă imensă de lăcomie. Sunt dorința de a avea ceva ce nu ți aparține, de a obține lucrurile ușor, aproape fără niciun efort. Exod 20:17 însă ne spune ceva foarte important. Să nu poftești casa aproape lui tău, să nu poftești la soția aproape lui tău, nici la robul, nici la roaba lui, nimic din ce este al aproape lui tău. M-aș bucura să cred că nimeni dintre voi n-a intrat în niciun casino. Mergeam cu Ianis, băiatul meu de 9 ani, într-o zi prin mall. Deja au apărut cazinourile și lângă KFC, și lângă Spartan, și lângă Shawarma. Și am trecut mai repede și am sperat ca Ianis, băiatul meu, să nu vadă. Și au zis, tati, ce-i acolo? Și zic, tu nu știi, cam nu bănuiești. Și au zis, tati, după cât de întuneric îi, cred că e Satan acolo. Și zic, Satanai, să nu cumva să te prind pe acolo viața în viața ta. Satanai acolo. Iubiții mei, ați observat ceva interesant și dacă n-ați intrat. Dacă intri într-un casino, vei observa că proprietarii și operatorii vor să stai cât mai mult. Îl fac cât mai confortabil pentru tine. Dacă pariați în mod regulat, ei o să vă știe numele și vă vor asigura o mașină cât mai bună. Observați că nu există ferestre, nici ceasuri într-un casino. Ei vor să rămâi cât mai mult posibil și să pierzi cât mai mulți bani ai. Se concentrează pe lăcomie, lăcomia ta și lăcomia lor. Tratamentul lor cu tine este de fapt un zâmbet fals, nu le pasă de tine, vor doar banii tăi. Potrivit Bibliei, iubiții mei, și vreau să fim foarte atenți, există doar trei moduri legitime de a obține bani. 1. Poți să lucrezi pentru asta. 2. Poți să investești și poți să primești un dar sau o moștenire. Poți să lucrezi, 2 Tesaloniceni 3:10 am citit, poți face bani prin investiții înțelepte, Luca 19, poți să primești un dar sau o moștenire, 2 Corinteni 12:14. Jocurile de noroc nu sunt muncă pentru că jucătorul speră să facă bani fără să muncească. Jocurile de noroc nu sunt o investiție pentru că jucătorul creează un risc artificial. Iar jocurile de noroc nu sunt un cadou pentru că banii sunt câștigați de la învinși. Nu sunt oferiți cadou. Opusul lăcomiei este mulțumirea.
Dar nu mulțumirea aia în care stau și văd în ziua examenului ce-mi cade la curs, mă gândesc că profa o știe pe maică-mea, nu la mulțumirea aia mă refer. Nu. Mulțumirea aceea în care dacă sunt într-o poziție dificilă, îi voi mulțumi lui Dumnezeu pentru oportunitatea de a avea încredere în El. Voi folosi toate mijloacele legitime pentru a îmbunătăți situația, dar nu voi cădea în capcana de a încerca să o iau pe scurtături pentru a găsi o cale de ieșire ușoară. Și respirăm cu brio că am terminat cu jocurile de noroc. Eu am terminat simplu, cei care sunt legați însă n-au terminat așa simplu. Dați-mi voie să trec la următoarea parte a mesajului meu, care se numește pericolul drogurilor. Pericolul drogurilor. Câteva statistici crunte, nu-mi place să le spun, trebuie să le spun. Jumătate dintre persoanele de peste 12 ani au consumat droguri cel puțin odată. Vorbesc aici la general, nu la o religie anume. În 2020 s-a dublat comportamentul de consum față de anul 2018. Consumul de droguri nu mai este un experiment, ci devine, din păcate, un comportament repetat. Din 2000 până astăzi, în Statele Unite ale Americii, au murit de supradoză de droguri 1 milion de persoane. Nici nu mai scrie despre ei presa, nici TikTok-ul nu mai face filmulețe cu ei, că nu se mai uită nimeni, că deja e obișnuit. Din păcate, sunt tineri din familii de creștini care au murit de supradoză de droguri. Câte tristețe rămâne în spate. Câte traume, câte lacrimi pe care nu le poate șterge nimeni. 47% dintre tineri încearcă sau consumă regulat droguri până la absolvirea liceului. Supradozajul accidental de droguri este principala cauză de deces în rândul persoanelor sub 45 de ani. Și acum hai să răspundem la o întrebare. De ce drogurile ruinează viața celui care le consumă? În primul rând, pentru că ele provoacă dependență. Dependența va însemna întotdeauna combinația dintre caracteristicile heroinei, cannabisului, ecstasy și așa mai departe, nicotinei și decizia de a repeta consumul. Toate stimulează sistemul de dopamină din creier, despre care vă spuneam și la jocurile de noroc. Iar doza aceea care mai de mult era suficientă, acum nu mai e suficientă și trebuie să iei mai mult. În al doilea rând, pe lângă că provoacă dependență, drogurile sunt rele pentru că mai devreme sau mai târziu produc falimentul financiar. Și acum dați-mi voie să vă șochez. Un kilogram de cocaină, ca să fie produs, costă aproximativ 500 de euro. Din momentul în care e produs până în momentul când ajunge pe piață, trebuie să treacă prin multe etape. Transport, mituire, vameș, polițiști, etc. În final ajunge să coste pe piața neagră 120.000 de euro. De la 500 de euro la 120.000 de euro. Gândiți-vă că un kilogram de aur costă 60.000 de euro. E de două ori mai scumpă ca și aur. Un gram de cocaină se vinde în România între 100 și 150 de euro. Și da, am stat de vorbă cu adolescenți care mi-au zis decât să lucrez în Kaufland, prefer să vând cocaină. Și decât să lucrez în profi, mai bine mă duc la OnlyFans. Mi s-a spus în față. E tentant să faci în două minute ce altul face în două luni. E tentant, dar nu-i binecuvântat. Cel în cauză devine dependent de acel drog, deci va face absolut orice să facă rost de bani pentru a-l cumpăra. În primul rând, omul intră în datorii imense, se ruinează pe sine, ia bani cu camătă, apoi va fura de la părinți sau de la partener. În urmă cu un an de zile am fost în Spania, în Germania, îmi cer iertare, am stat la masă cu câțiva tineri. La un moment dat, unul dintre ei mi-a zis, frate Cristi, nu ai impresia unde am fost într-o zi. Și am zis, unde ai fost? Te-am văzut în biserică, ai cântat, aveai Biblia, ascultai predica, unde ai putut să fii? Și el a spus, în urmă cu 9 ani, eram în droguri. Și l-am întrebat, cât stricai pe lună pentru ele? Și a zis, 5.000 de euro. 5.000 de euro.
Mi-a mărturisit cu tristețe că mulți din vechii lui prieteni sunt încă acolo. Însă cu bucurie și cu lacrimi în ochi mi-a spus, frate Cristi, Dumnezeu m-a eliberat, m-a scos de acolo, am o familie, am copii, n-aș vrea să mă mai întorc niciodată. Și mi-a mai spus ceva, dacă ai ocazia să vorbești despre asta, spune-le tuturor, nici măcar să nu încerce sau să viseze. Totul este o ruină. 3. De ce mai sunt drogurile rele? De ce ruinează viața celui care le consumă? Pentru că au efecte adverse pe toate planurile. Cel în cauză nu-și mai asumă nimic. Nu se mai implică în viața obișnuită prin muncă, prin responsabilitate, prin educație. Diavolul va face să se simtă ca o povară, atât pentru el cât și pentru societate. Apoi va apela la minciună, la furt, la imoralitate. În județul Caraș, după o evanghelizare, m-a oprit o doamnă. Avea 2 copii de mână și îmi spunea, domnul pastor, am descoperit recent că soțul meu are 30.000 de euro datorii la jocuri de noroc. Dacă l-aș vedea muncind, că îi pare rău și că începe o viață nouă, m-aș bucura. O zis, n-am venit să vă cer niciun ban. Am venit și plângea de se scutura cu amândoi copii de mână să vă rog ceva. Salvați-ne! Faceți ceva! Pentru că soțul meu nu mai are nicio responsabilitate. Iubiții mei, vă mai spun ceva groasnic. Oamenii din religiile oculte, păgâne, comunică cu demonii și aproape 100% dintre ei folosesc drogul pentru a-și alterna mintea și pentru a avea mai mult acces la partea demonică. Hai să mergem mai departe să vedem ce spune Biblia despre droguri, fumat, alcool. În primul rând, Biblia spune că este un păcat asemănător cu alte păcate. Și acum vei spune, frate Cristi, până aici te-am ascultat. Dar te rog să-mi arăți negru pe alb unde scrie în Biblie cuvântul droguri. Nici de tatuaje nu scrie, nici de videochat nu scrie. Ba, da, scrie. Galateni 5:21. După ce înșiră câteva păcate, Pavel spune invidiile, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, nu spune că cei care au făcut. Pavel spune, dacă încă asculți o predică și o iei ușor, dacă încă Dumnezeu te cheamă la mântuire, la iertare, la transformare și încă spui, nu, vreau să fac mai departe. Și moartea te prinde încă făcând aceste lucruri, o zis Pavel, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ce mai spune Biblia despre droguri, fumat, alcool? Că este un păcat care îți ia libertatea, next, te rog, de alegere. Îți ia libertatea de alegere. Am fost creați de Dumnezeu cu această extraordinară posibilitate să alegem. Și vreau să spun astăzi în față la 2800 de tineri că valorile pe care le ai în viață determină deciziile pe care le iei. Și acum fiți atenți. Fiecare decizie are consecințe. Cristi Boariu poate controla valorile și deciziile, dar nu poate controla consecințele. Dacă eu de astăzi mă apuc de fumat, e o decizie care mă aparține, însă nu voi putea spune la 2% din plămânii afectați mă opresc. Nu. Pentru că consecințele nu le poți controla. Poate fi pus alături de alcool, Proverbe 23:29-35, ochii ți se vor uita după femeile altora, inima îți va vorbi prostii, vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg, m-a lovit, dar nu mă doare, m-a bătut, dar nu simt nimic, când mă voi trezi? Și când mă voi trezi, mai vreau vin, mai vreau un drog, mai vreau o stare din aceea care să mă facă să uit de toate problemele. 3. Ce spune Biblia despre droguri, fumat și alcool? Că e un păcat care te leagă. În Roman 6:20, Pavel ne amintește, atunci când erați robi ai păcatului, erați liberi, erați slobos față de neprihănire. Iubiții mei, eu nu pot să vând arena aceasta a Teraplast, pentru că CF-ul ei nu are numele meu pe ea.
Eu nu pot să vând casa vecinului meu pentru că numele meu nu este pe cartea funciară care atestă cine e proprietarul acelui loc. Vreau să spun că păcatul e cefeul pe care diavolul are asupra ta. Dar să nu uitați că nu dintr-o dată devenim dependenți. Mai întâi e o greșeală. Prima țigară e gratis. Primul drog ți-l oferă cineva. Și apoi, după ce e greșeală, devine plăcere. Și după ce e plăcere, devine robie. Mai departe, hai să ne uităm să vedem cum să scăpăm de droguri. Cum să scăpăm de orice altă dependență. Și aici vă rog să înlocuiți droguri cu pornografie, cu minciună, cu furt. Am întâlnit persoane care mi-au zis: nu mă pot opri din furat, nu mă pot opri din invidie, nu mă pot opri din răutate. Dacă nu jignesc pe cineva într-o zi, nu mă simt bine. Dependențele sunt multe. Astăzi vorbesc despre droguri, dar pașii sunt la fel pentru orice dependență. În primul rând, conștientizează efectul distructiv al drogurilor, al jocurilor de noroc, al păcatelor de care am vorbit. De ce? Pentru că nimeni nu va dori să se lase de ceva ce îi place la nebunie. Spunea cineva ceva și m-a plăcut foarte mult. În viață va trebui să alegi între durerea disciplinei și durerea regretului. O să vă dau un exemplu cu copiii mei de acasă. Copiii mei, cea mai mare fată, Grace, are 13 ani, ultimul are un an jumate. Mulțumesc, Domnul, să vă dea și vouă, măcar 7 ca și mie. Copiii mei au orar la tablete, la laptop și la telefoane. Au o singură zi în care au voie să se joace o oră pe săptămână și asta e sâmbăta. Și vă mărturisesc că așteaptă sâmbăta mai ceva ca evrei, sabatul. Lucrez în informatică de 17 ani. Îmi permis să le cumpăr tablete la fiecare și să-i las 7-8 ore pe ele, ca să am și eu timp să butonez, să-mi fac munca, să ajut pe soție în casă. Am două alegeri de făcut. Să-i las pe copiii mei să facă doar ce le place în timpul vieții lor, în timpul copilăriei lor. Și dacă îi las să facă doar ce le place, vor fi viitorii pușcăreași ai României. Sau am altă variantă. Să-i oblig să facă ce îmi place mie. Chiar dacă ei încă nu sunt maturi să înțeleagă lucrul acesta. Să-i disciplinez. Și disciplina de astăzi te salvează de regretele de mai târziu, iar plăcerea de astăzi îți aduce disperare și regret mai târziu. În viață trebuie să alegi să faci ce trebuie, nu neapărat ce îți place. 1 Tesaloniceni 5:22. Feriți-vă de orice se pare rău și mă voi feri dacă conștientizez cu adevărat că acel lucru este rău. 2. Cum să mai scap de aceste păcate extraordinar de mari? Dorește-ți din toată inima eliberarea. Hipocrate spunea ceva extraordinar. Înainte să vindești pe cineva, întreabă-l dacă dorește să se lase de ceea ce i-a cauzat boala. Că altfel îl vindeți și mâine se întoarce înapoi. Și mâine iar îl vindeți și iar vine. Ioan 5:6, Iisus când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Marcus 10:51, Iisus a luat cuvântul și a zis: ce vrei să-ți fac? Bartimeu spune: să capăt vedere. Iisus Hristos nu va trece peste voința ta și peste voința mea. Trebuie să-ți dorești din toată inima eliberare. Un frate păstor era în mașină cu un băiat care era prins de nicotină, de țigări și de alte lucruri. Și păstorul a spus așa: în primul peco în care ne oprim, pot să mă rog pentru tine și în urma faptului că îți pare rău că te-ai mărturisit, să fie eliberat. Iar bărbatul acesta, tânărul, a spus: sunt de acord să ne oprim în primul peco. Mi-e prieten și nu spun minciuni, mi-a spus personal lucrul ăsta, dar înainte să te rogi, mai vreau să trag o țigară. Vedeți ce înseamnă să-ți dorești din toată inima? El nu-și dorea și pentru că nu-și dorește, nu va fi eliberat în grabă. Iubiții mei, diavolul are puterea asupra noastră prin voința noastră. Eu singur aleg de partea cui sunt. O importantă metodă a eliberării este să-ți examinezi viața
cu sinceritate. 3. Vino la Iisus și acceptă tratamentul Lui pentru dependența ta. Iisus e pentru tine în acest proces, nu te va face de rușine, nu-ți va spune ratatule. În Luca 15, tatăl băiatului din pildă nu a zis: nemerc, Nicule, unde mi-s banii? Nu. Unde sunt anii ăia frumoși pe care ți-am dat? Cele 22.000 de respirații pe zi? Unde sunt lucrurile astea? Nu. Dumnezeu nu face asta. Iisus Hristos, dacă îți dorești să te schimbi, se va apropia de tine și cu dragostea Lui și cu iertarea Lui te va îndruma în acest proces. Ca să începi acest proces, spune ce spune psalmistul în Psalmul 139:23. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. S-ar putea Iisus să spună să revizuiești lucruri care poate nici nu te-ai gândit că au legătură cu patima ta. Însă trebuie din toată inima să-ți dorești să asculți de Iisus, să apelezi la jertfa Lui de la Calvar și să-ți dorești din toată inima, cum spunea fratele Nelu aici, să devii curat. Proverbe 28:13, cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Și acum sper să mă auziți toți, s-ar putea să vă fi pierdut deja, nu mai am mult. Atenție! Păcatul pe care vrei să-l ascunzi astăzi, cel mai mult, este cel mai important păcat pe care trebuie să-l mărturisești. Îi spuneam unui om, poți să bați mizeria să oprești, dar nu poți să-i oprești mirosul. Vine o zi când soția ta va afla, vine o zi când biserica ta va afla, vine o zi când comunitatea va afla. Și îți va fi atât de greu, atât de rușine. Astăzi Iisus te cheamă să vii la El și să accepți tratamentul Lui. Apoi ce să mai faci? Înarmează-te spiritual ca să fii un biruitor. De exemplu, pentru că eu n-am fumat niciodată în viață și nu mai văd mai sus ca și alții care sunt prinși de asta. Am fost și eu prins de alte lucruri. Poți să-mi aduci un tir cu Marlboro în față, nu mă afectează cu nimic. Dar dacă ai fumat, întotdeauna fumatul va fi o ispită. Dacă ai fost rob al imoralității, întotdeauna o imagine aproape va fi o ispită. De aceea nu sunt doar bucuros. În seara asta, aici, în 31 mai, am fost eliberat. E bine, e bună bucuria asta, însă mai trebuie să faci ceva, să te înarmezi ca să fii un biruitor. Pentru că Ioan a zis, vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. Dacă îți dorești să te schimbi, nu-ți mai hrăni mintea cu gunoaie. Nu-ți mai umple mintea cu imoralitate, fantezii romane, filme erotice, horror, acțiune, muzică demonică, fel și fel de jocuri video. Pentru că în spate la multe din lucrurile astea sunt demoni. Și nu știi oare de ce sunt prins. Ești prins pentru că încă în casa ta, pe telefonul tău, în viața ta, vin acești demoni. Iubiții mei, cu demonii din spatele dependențelor, nu te poți lupta cu diplome, bani, relații sau arme fizice. E nevoie de câteva arme, vi le enumăr foarte repede. E cartea pentru care am cel mai mare respect. E cartea pe care părinții mei mi-au pus-o în mână la 7 ani jumate. E cartea la care, la unul din copiii mei pe ea, când i-am cumpărat-o la 7 ani, în urmă cu 2 ani, i-am scris: cartea aceasta te va îndepărta de păcat. O zis Moody, sau păcatul te va îndepărta de cartea aceasta. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Iisus l-a învins pe diavolul cu ce? Este scris! Iubiții mei, vă mai îndemn ceva. Am văzut tineri eliberați de patimi doar în următorul fel. Citind cu voce tare Biblia. Dar de ce e important? 85% din informația care vine în corpul tău vine prin ochi. 15% vine prin auz. În momentul când citești Biblia și nu o faci cu voce tare, încă mai există 15% care poți să pierzi. În momentul când citești Biblia cu voce tare, 100% din revelația Scripturii vine în interiorul tău și pentru că este cuvântul lui Dumnezeu, puterea Evangheliei, ea poate transforma viața ta. Doamne, lucrează în această seară! Apoi, postul și rugăciunea.
Marcu 9, 29, acest soi de demoni nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Postește o zi, ai căzut din nou, săptămâna viitoare postește două, ai căzut din nou, luna viitoare postește trei. Vă recomand să încercați și postul de dulce, o lună de zile să nu mâncați dulce. Să știți că e mai greu să postești de dulce decât postul negru, pentru că la finalul zilei, după ce s-a terminat postul, ai băgat de toate. Dar o lună de zile să nu-i dai corpului tău dulce, îți spun eu că nu mai are chef de prostii. Încearcă. Vei avea biruință. Apoi, cu ce să mă mai înarmez? Schimbarea anturajului vechi. Cu fiecare persoană care vine la mărturisire și a fost prinsă de unul din aceste dependențe, când stau de vorbă, le spun așa, când ieși de aici din birou, mergi la Orange sau la Vodafone sau la oricine altcineva și schimbi numărul de telefon. Dar de ce? Pentru că la fel cum pocăiții au părtășie, demonii au și ei părtășie. Și când ies undeva în cluburi și când ies în altă parte, demonii prin ființe, prin oameni, prin persoane lucrează. Și Biblia spune, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Am văzut de multe ori în viața mea cum un cartof stricat o stricat un sac întreg. N-am văzut niciodată în viața mea ca un sac de cartofi buni să vindece unul stricat. Schimbarea locurilor vechi pe care le frecventai. Nu mai ai ce să cauți acolo. 1 Petru 4,3 ajunge în adevăr că în trecut, ieri, alaltăieri, anul trecut, ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, pofte, beții, ospețe, chefuri, slujirii dolești neîngăduite. Bun, dar o să mă bajocorească, o să se mire. Deja Petru a anticipat asta. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă bajocoresc. Dacă umbli prin cocina diavolului, să nu te miri că miroși a porci. Dacă vrei să miroși a sfințeniei, stai acasă cu tata și cu cei care merg împreună spre cer. Și dați-mi voie să închei cu trei concluzii. 1. Diavolul întotdeauna îți dă plăceri pe termen scurt ca să-ți ia binecuvântări pe termen lung. Și am o rugăminte la toți cei 2800 de tineri, 3000 de tineri când sunteți aici. O să vă rog în numele Domnului, doar o rugăminte am din toată predica asta. De astăzi să nu vă uitați doar la ce vă dă diavolul, uitați-vă și la ce vă ia diavolul. Lui Esau îi dă o ciorbă și ia dreptul de întâi născut. Lui Samson îi dă pe Miss Dalila, care dacă trăia astăzi avea multe followers și multe poze imorale la profil, pe TikTok, Insta, Snapchat. Lui Iuda îi dă arginții și ia veșnicia. Niciodată, absolut niciodată, diavolul nu-ți dă ceva gratis. Îți dă o plăcere și îți ia soția. Că ea nu va face ce ai văzut tu în mizerile de pe internet. Îți dă un drog și îți ia copiii și îți ia familia și te falimentează. Te rog astăzi, uită-te la tot ce-ți ia diavolul. Nu te uita numai la ce-ți dă. Pentru că niciodată diavolul nu-ți dă ceva gratis. Singurul care ne dă ceva gratis este Dumnezeu. 115.000 de bătăi ale inimii mi-o dat astăzi. Și pentru asta sunt responsabil și vreau să-i mulțumesc. Pe el merită să-l slujesc. În fiecare zi îmi dă ceva gratis. Îmi dă un aer pe care nu plătesc impozit. Îmi dă timp care se numește viață și care e mai valoros ca și aurul și ca orice altceva. 2. Să nu uiți, plecând de la această conferință, în această seară, că nu poți trăi în neascultare de Dumnezeu și să te bucuri de binecuvântarea lui Dumnezeu. Oamenii se miră de ce ori ajuns în faliment, în divorț, în probleme, în mizerii. Însă nu poți să te miri de ce e frig în casă dacă n-ai făcut foc iarna, nu? N-ai de ce să te miri. Cu câteva luni sau ani de zile la o conferință de tineret, când alții ieșau în față
Tu ai zis, eu nu sunt așa păcătoși ca și ăștia să ies. Și ai continuat cu mizeria de supreș. Și te-a întrebat păstorul, ești curat? Normal că tata e proroc. Am zis că cum să nu fiu curat? Și te-a întrebat soția, în ultimii 5 ani, ai mai umblat cu cineva? Ai mai trăit cu cineva? Ești curat? Și ai ascuns mizeria supreș. Și peste ani, după 5, 7, 10 de căsătorie, te miri de ce n-ai binecuvântarea Domnului. Uită-te în spate, nu cumva într-o zi când El te-a chemat și a zis, vreau să te schimb, vreau să te salvez, vreau să te curățesc, ai spus nu. Mă rog astăzi toți să spunem da. Amen. Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos. Iisus când vine cu sine, aduce o trăire nouă și o viață împlinită. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește. 3. Și poate ăsta e cel mai important lucru din predică. Dumnezeu nu vrea doar să vă ierte, iubiți tineri. Foarte mulți oameni care vin în bisericile noastre au impresia că pocăința înseamnă doar I'm sorry. Îmi pare rău, pastore. Îmi pare rău, draga mea. Și spunea o femeie soțului ei, când l-a prins cu mințit, dacă tot îți pare rău, schimbă-ți atitudinea. Că dacă îți pare rău și mă minți mâine din nou, n-am realizat nimic. Lui Iuda i-a părut rău și cu părere de rău a plecat în iad. Pocăință, iubiții mei, mântuire, salvare, nu înseamnă doar iertare, înseamnă și transformare și apoi Dumnezeu vrea să mă folosească. 2 Corinteni 5:17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Nu doar iertat, cele vechi s-au dus și iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Eduardo a fost un tânăr din America, s-a născut cu mai mulți ani înainte ca să mă nasc eu. Însă în anul în care m-am născut eu, în 1986, în 13 martie, spunea Eduardo, eram singur la volan și mă drogam. Plecasem de la casa fratelui meu drogat pentru a livra cocaină unuia din clienții fratelui meu. N-am observat că era farul stins la mașină și pentru un lucru banal m-a oprit poliția, o descoperit că-s drogat și că am și droguri la mine. Eram tânăr și naiv, fără idee despre ceea ce aveam în față. Însă m-am trezit în sala rece a închisorii. Moartea părea singura cale de ieșire din această mizerie. Am fost prins în capcană, fără speranță, terminat. Mă gândeam, cum pot să mă sinucid? La un moment dat am auzit o voce. Eduardo, nu o face. Există speranță pentru viața ta. Acea voce dulce și blândă mi-a salvat viața în acea zi. Și am spus, renunțând la gândul sinuciderii, Doamne, dacă ești cu adevărat, Tu, te rog, ajută-mă. Eduardo a riscat o pedeapsă de închisoare pe viață. Când un gardian i-a dat o Biblie, a început să citească Evangheliile. I-au plăcut mult istoria lui Iisus, minunile, dar versetul care a făcut cea mai mare impresie asupra lui a fost 2 Corinteni 5:17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus și toate lucrurile s-au făcut noi. Astfel, la o întâlnire de sport, la o întâlnire în sala de sport a închisorii, la o întâlnire cu frații păstori care au venit să-i viziteze, pe 6 octombrie 1986, Eduardo și-a predat viața în mâna lui Hristos. Printr-o minune extraordinară, pedeapsa i-a fost redusă la doar 3 ani, a fost eliberat. În următorii 21 de ani, Eduardo a trăit o altfel de viață, a făcut o școală biblică, s-a căsătorit și a întemeiat o familie, s-a integrat într-o biserică din Nashville, iar în 2012 a fost ordinat ca păstor. De ce? Că Dumnezeul meu și Dumnezeul tău nu doar iartă, ci și schimbă și transformă. Și apoi pe tine și pe mine, care am fost odată robi, ne trimite să-i aducem și pe alții acasă.
Poate a fost un mesaj dur. Să știți că orice doctor care vrea să vindece un pacient este nevoit, pe baza jurământului pe care l-a făcut, să spună adevărul pacientului. Pentru că doctorul are această dorință ca pacientul să nu plece zâmbind acasă, ci pacientul să plece acasă sănătos. Scopul meu nu a fost să vă fac să zâmbiți în seara aceasta, ci scopul meu a fost să vă spun că la crucea lui Iisus Hristos încă mai este loc. Aveam 14 ani și cu asta închei. 2 minute și cântăm. Începusem să vorbesc ca și colegii mei, să mint cu minte, cum mint ei, să fac ce făceau ei, deși cântam în adunare și spuneam poezii. Următorul pas cu care vreau să mă prindă erau revistele pornografice, nu erau telefoane atunci, și m-au chemat să fumăm în toalete. Și la un moment dat m-am oprit, pentru că am știut că dacă fac și următorul pas, revenirea înapoi va fi grea, va dura. Am mers la o evanghelizare într-o biserică din Arad, peste 1000 de oameni. M-am pus în spate pe ultimul rând, în caz că predicatorul se va uita la cineva și îl va ochi să nu mă vadă acolo. Însă o mână nevăzută m-a văzut acolo și când s-a făcut chemare în față, am fost printre primii care au venit în față. La câteva zile după aceea am mers la mărturisire, la câteva săptămâni după aceea am primit botezul cu Duhul Sfânt. Au trecut de atunci 24 de ani. Mâna care m-a salvat pe mine e prezentă astăzi aici să te salveze și pe tine. Cel care mi-a dat Duhul Sfânt în inima în urma curățirii, că Biblia spune în Ioan că lumea nu primește Duhul Sfânt pentru că lumea nu-i curată. În urma curățirii ți-l poate da și ție. De aceea aș vrea în această seară să-ți dea ocazia, în timp ce noi cântăm această cântare, să vii aici în față. Văd aici o armată de oameni ai lui Dumnezeu care se vor ruga pentru tine, care se vor apropia de tine și nu o să zică la ureche nicio condamnare, nicio judecată, ci vor spune: Doamne, eliberează-l, ridică-l și dă-i o viață nouă.